plină cu daruri, Moș Crăciun, însoțit de renisăi, a ajuns astăzi la copiii și tinerii cu nevoi speciale din cadrul Complexului de Servicii Sociale și cei de la Fundație Stuar. Mesagerii moșului au fost elevii clasei a doua A de la școala numărul 2 Mircea cel Bătrân. Micuții și-au donat propriile jucării și au cumpărat dulciuri, haine și rechizite pentru a le aduce o bucurie copiilor suferinți. Au venit astăzi să le prezinte un scurt program artistic și să le aducă cu drag, din dragoste, mici cadouri, mici atenții, dulciuri și îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, cu ce am putut să-i ajutăm. Asociația BCH Giurgiu a desfășurat astăzi un program artistic în colaborare cu copiii de la școala numărul 2 pentru copiii cu dizabilități sau cu nevoi speciale. Copiii de la școala numărul 2 au susținut un program artistic, iar la sfârșit ei au împărțit cadouri copiilor cu nevoi speciale.